primul tabere am cunoscut un prieten de-al meu, el deja era de 2 ani la grupa aceasta de copii. Așa. Avusesem un turneu la școala noastră în drumul taberei și era finala. Uh-huh. Și acest prieten al meu a dat golul chiar în final. Așa. Și mi s-a părut așa, toată lumea a intrat pe teren, l-a luat în brațe, l-a aruncat și după meci m-am dus la el și zic, vreau să mă ieși pe mine la fotbal. Și a doua zi am mers cu el, fără să știe mama, fără să știe tata. Am mers cu el, mi-a făcut cunoștință cu antrenorul. Cine era? Era domnul Gigi Tătaru. Așa, ok. Dumnezeu să-l ierte că a murit. Mi-a făcut cunoștință, m-a pus să dau câteva probe și mi-a zis mâine să vii cu un părinte, cu o poză, că s-o legitimați. Așa. Și a fost ca un vis. Când am ajuns acasă și le-am spus părinților, nu le venea să cred. Practic, ai fost acolo câți ani? 6 ani? Cât ai? 6 am fost la 10. Da, 6 ani. La 16 ani am plecat la Concordia Chiar. Ce s-a întâmplat la 16 ani? Că am senzația că exact perioada în care George Becali, după ce făcea academie și așa, la un moment dat a zis, domnule, mai strângem un pic cureaua cu academia, să mai reducem cheltuielile. S-a strâns. Chiar atunci câștigasem finala pe București 4-0. Din câte mi-aduc aminte, cu Național, jucasem tot meciul. Da? Și la 2 zile distanță am primit, a venit un domn antrenor din partea centrului și ne-a spus că grupa noastră 92 o să se unească cu 91 și 90. Deci trei grupe. Trei grupe. Așa. Și am ajuns la antrenament, eram, nu știu, cred că în jur de 50 de jucători. Așa. Și vă dați seama. Și ei au păstrat jucătorii. Dar cum ai fost anunțat? Sunt curios cum dacă chiar există delicatețe în comunicare, pentru că totuși e un anunț pentru un copil, e un anunț dur ăsta, domnule, nu te ținem, nu ești, nu știu, nu cred că spun că nu ești bun totuși, dar nu te ținem, nu rămâi sau nu știu, cum a fost la tine? Nu știu, la cum eram eu așa privit la momentul acela, am fost așa puși într-o linie și zicea tu rămâi, tu nu rămâi, tu rămâi, tu nu rămâi, adică după 6 ani de jucat, ne-a luat așa ca... Deci așa ați fost puși? Am fost puși într-o linie și ne-a spus, tu rămâi, tu nu rămâi. După a avut o discuție cu noi, mi-a spus că, adică personală cu mine, da, este mult mai bine să plec la altă echipă, pentru că dacă rămân, există posibilitatea să nu joc și decât să stau pe banca de rezervă, e mult mai bine să plec. Am înțeles și eu această situație și, da. Mi-am Dar continuat cum, drumul. Cum primește un puș de 16 ani când aude tu nu rămâi? Foarte greu, pentru că tatăl meu era plecat în Spania atunci, eram decât cu mama, era prima mea echipă la care începusem să joc fotbal. Nu știu, m-a lovit așa. Mi-a picat cerul în cap, adică nu știam ce să fac. N-aveam... Te-ai gândit vreo secundă să renunți? Nu. Nu. Pentru că au mai fost jucători în situația mea. Aveam chiar un băiat care locuia în Chiajna și am păstrat legătura cu el și mi-a spus că, uite, la Chiajna sunt antrenori care au fost la Steaua, avem condiții de antrenament, sunt foarte profesioniști și m-am dus acolo.